Lopez. Centrarea este deviată și e gol marcat de Rodney Lopez. Neverosimilă fază. Neverosimilă fază. Prima reușită a lui Rodney Lopez într-un moment perfect pentru Eșen, dar este cel mai bizar gol pe care l-am văzut în actuala ediție a Ligii 1. Ce traiectorie capătă mingea și unde se duce, bară gol la vincul. Incredibil. Iași Voluntari 1-1. Vlad deviază și priviți traiectoria balonului. Cojocarul alunecă, este adevărat, dar și dacă n-aluneca, nu avea cum să ajungă la acest balon. Traiectoria perfectă, dacă puneai mingea cu mâna, nu reușeai o asemenea traiectorie. Neverosibil, 1-1. Cred că se certa cu cineva, cojocarul, cu un coechiper.